ce tu Ce faceți? Cum sunteți? La nu la mulți ani! M-am gândit să fac un video și să vă dau un hint. Bine, dacă sunteți atenți, dacă nu, nu, asta e. Despre mortgage, da? Salons, cum îi spuneți alții, da? Adică împrumut bancar când te duci să-ți iei tu pentru prima casă, ok? Nu, bun. Acum nu prea vreau să vă zic hintul din prima, știa adică de ce să vă zic din prima. Vă lăs pe voi să vă focusați, să vă gândiți și să reveniți cu un răspuns pe YouTube, dacă vreți. Uitați care e dealul, cum fac o afacere cu voi, da? Dacă văd că se deranjează cineva să răspundă online, dar nu cu vrăjală și din asta, o să revin cu un alt video unde vă dau răspunsul direct, da? Dar dacă nu se deranjează nimeni să încerci acolo să dai un răspuns, atunci o să lăs video ăsta așa și acum, adică pe urmă se interpretează fiecare cum vrea. Bine? Eu o să vă prezint trei situații. O să încerc să fac video ăsta foarte rapid pentru că nu mi-am luat pozitorie de la farmacie și să mă duc la farmacie. A, așa. Și, da, o să încerc să fiu foarte rapidă. Deci acum am în telefon, mi a făcut, spațiu de 31 de minute, numai că nu mă mai țin pe mine bateriile de 31 de minute, știți? Că e cam mult o jumătate de oră. No, bun, deci ăsta e dealul. Eu vă prezint trei situații, vă adresez o întrebare la final și pe urmă, dacă văd că răspunde cineva, o să revin cu un alt video. Dacă nu, am sorry, problema voastră. Na no, bun. Acum, prima situație, nu, nu contează ordinea, da? Da, nu, eu vi le prezint așa. Să presupunem că e o persoană care și-a cumpărat cu bani cash sau cash, cum spuneți voi, adică cu bani gheață, cu numerar, și-a cumpărat o locuință sau și-a ridicat o locuință în România. Da? Bun. Și pe urmă, persoana asta. Dar să fiți atenți la detalii, da? Cum vă prezint, că dacă nu, nu. Și pe urmă persoana asta, după ce și-a cumpărat casa, cu bani gheață, numerar, se duce la o bancă, la o instituție financiară, și vrea să ceară un împrumut bancar. Da? Bun. A doua situație. O persoană își ia o casă în Irlanda cu mortgage. Da? Să zicem că și-a luat un mortgage de la bancă în anul 2015. Da? Deci noi suntem în 2022 și persoana și-a luat mortgage pentru casa asta în 2015. Ok? Și acum, nu știu, i s-a mărit salarul sau ce s-a întâmplat și vrea să se ducă să-și al doilea mortgage, adică al doilea împrumut bancar. Ok? A treia persoană, care e al treilea casă pe care vreau să vi-l prezint, e o persoană care nu și-a luat niciodată casă pe numele propriu, da? Deci, nici nu și-a cumpărat casă cu numerar, dar nici nu și-a luat morghici de la bancă cum au făcut prima persoană și a doua persoană. Deci, persoana a treia nu are nimic. Doar atâta posibilitatea să aplice din morghici. Acum, gândiți-vă. Care din astea trei persoane, da? Deci, care din astea trei persoane îs considerate de bancă, de instituția financiară, ca fiind de first time buyer? M-ați înțeles? Deci, aștept să-mi răspundeți și să-mi spuneți, așa după cum știți voi. Dar, de exemplu, dacă îmi spuneți persoana a doua, păi trebuie să și justificați. Adică, Naomi, eu cred că nu știu, prima persoană sau a treia persoană, după cum ai prezentat tu, să încadrează ca fiind de first time buyer pentru că. Și să argumentați un picuț acolo, da? Și acum știți voi, nu contează. Dar eu vorbesc serios. Dacă nu-mi scrie nimeni în coment și nu-și dă nimeni silința, eu nu mai revin cu alt video. Și vedeți că informațiile astea s-ar putea să vă fie benefice, știți? Că doar trebuie să ne luăm și noi casă, nu? Sau e păcat să ne luăm casă cu mortgage? Că mai de mult Așa să predicau pe la, să predicau chestia asta pe la băserici, că e păcat să ție casă cu morghici, că e păcat și acum și să vrea lumea să-și mai aie cam greuț, cam greuț, cam greuț și cu bani în mână să ții, dar apoi cu morghici, nu? Nu, no, am înțeles? Aștept să vă gândiți, dar normal întrebarea asta îi adresată pentru persoanele care trăiesc în Europa. Da? Pentru că automat, dacă îmi răspunde cineva, nici mai știu pastorul, pastorul e în el, Ai că îmi răspunzi, o trecut, ia uite, o trecut, mă scuzați oameni buni, acum fac o mică paranteză cu un pastor. Ai zis că îmi răspuns la întrebare, pe a o trecut mai mult de săptămână și nu mi-a răspuns. Fă bine, răspunde că o să creadă oamenii că ți-ai bătut joc de mine. Știi? Na. Dacă se uită cineva din afara Europei, nu se aplică aceleași legi, da? Eu acum vreau să vorbesc și să vă spun niște informații care au legătură cu The European Central Bank, adică cu Banca Europeană, da? Care regulează celelalte bănci din Europa, adică țările care fac parte din Europa, ok? Normal, vedeți voi, Anglia acum nu mai face parte cică din Uniunea Europeană, dar totuși îți sunile tratate care au rămas neschimbate, sunt sunile legislații care au rămas neschimbate, deci ele trebuiau să fie schimbate dar nu le-au schimbat pentru că după aia era o pierdere financiară mare pentru Europa, pentru Irlanda, pentru nu știu cine și au zis hai lasă că le lăsăm așa că nu știe nimeni, cine știe că s-au nu? care știu, le dăm acolo un bonus, un premiu și o știu închisă, dați să vă ce mesaj am primit, oameni buni trebuia să primesc o programare, și oamenii ăștia atâta de târziu mă programează, mult când mă programează oamenii ăștia. În fine. Și, nu aveți, mi s-a dus. A, mi s-a dus flow. Na, cine pus să mă pus o mai la telefon? Vedeți, dacă nu mă uitam la telefon, așa, cu Anglia. Și, cine știe, mă refer, funcționari ăștia publici, știi, și chiar și privați, știi, de la instituțiile financiare, lasă că nu șamalizăm, lasă că nu știu ce, știi, și normal, acum, logic, îs unele, adică, articole, da, din legislație, care nu s-au schimbat, Mă refer acum la Anglia. Ele trebuia să fie schimbate odată ce ieșit Anglia din Uniunea Europeană. Mai ales că ei nici vor să facă nu știu ce tratate cu Irlanda, dar astea le lăsăm de o deoparte că nu vreau să intru în politică financiară și mai nu știu ce, că după aia, adică nici nu dacă are sens pentru publicul care mă urmărește, habar nu am. Numai că întrebarea pe care v-am adresat-o e foarte importantă, pentru că pun pariu, pun pariu că Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la astea trei situații și nu știu dacă știți răspunsul cum... Adică, ok, da sau nu, dar trebuie să-l justificați. Pentru că ziceți informații care foarte greu să obțin. Și cumva am dat de ele, că, da, învățând atât acum, n-ai cum să nu, adică, înțelegeți voi, da? Aștept să-mi spuneți dacă persoana numărul 1, 2 sau 3, care din ele îți considerate de către bancă, ca fiind first time buyer. Ok? Bun. Am mai vrut să vă spun ceva. Cred că am vrut să zic două puncte. Unul mi s-a dus. Nu știu ce s-a dus. La farmacie, după spuzitoarea, nu mi s-a dus. Um. Dar nu mai știu. Lăsăm așa, că dar mai fac eu video. Bun. Vă lăs că trebuie să nu o să beau calciu. Uh -huh. Aștept să lăsați coment. Și dacă lăsați, mă reîntorc și vă dau răspuns. Dacă nu... I'm sorry, dar cum a spus, pentru oamenii care locuiesc într-o țară europeană. Ok? Pentru că altfel să schimbă celelalte țări nu sunt regulate de Banca Europeană Centrală, da? Deci să ne înțelegem un pic, ok? Și când îmi dați răspunsul să vă uitați la data când am postat video, nu vă trezesc că vă uitați la video meu în 2030 și îmi dați răspunsul atunci. Nu. Nu. Eu m-am înregistrat în luna iulie 2022. Da? Ok. Aștept să reveniți cu răspuns și ne auzim next. Da? Dacă vă că vă deraja să scrieți, ne auzim și vă dau hinturi. Ok? Și o să vă ajute. Vi le dau așa pe fri. Mai fac și eu pomeni, da? Pe fri. Că nu meritați voi, da? Facem. Bun. La revedere. V-am lăsat. Ciao.